Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteor la noua ediție a emisiunii Noi și Cerul. Iată, suntem încă în vacanță, ne bucurăm de zile frumoase, zile însorite, zile călduroase. Chiar urmează o perioadă de vreme foarte bună cu cer senin, așa că aș vrea să vă rețin atenția în această ediție a emisiunii cu activități care au fost organizate în această vară. Sunt multe instituții, asociații, cluburi sau individuali din România care organizează activități de astronomie, educație prin astronomie, acțiuni de observare a cerului, mai ales cu perseidele, pentru că, iată, am avut maximul la perseide. O să vă relatăm în această ediție despre aceste evenimente, pentru că este bine să le cunoaștem, este bine să știm cine organizează acțiuni, pe viitor unde am putea să participăm la astfel de evenimente și așa mai departe. De asemenea, vom vorbi și despre această frumoasă conjuncție din această seară. Este o super conjuncție, practic planetele Venus și Jupiter se află la o distanță foarte, foarte mică, apropiate pe cer. Din păcate, la această conjuncție din această perioadă, planetele se află pe cerul luminos al serii, deci nu va fi cerul întunecat și foarte jos la linia orizontului. De asemenea, o să vă propun să vedem câteva imagini frumoase cu urme de bolizi perseide și un montaj foarte frumos realizat de Casper Ter Kuijle din Olanda, care a fost în insula La Palma, în arhipelagul Canare, ca să observe maximul la perseide anul acesta. Vom vedea spre final un grupaj de imagini foarte, foarte spectaculoase. Haideți să vă relatez acum despre ce s-a întâmplat în această vară, în special, ce activități au fost organizate și o să încep, bineînțeles, cu ceea ce Societatea Astronomică Română de Meteor a organizat anul acesta. Este vorba de ediția 24-a a Taberei de Astronomie Perseide. Știți foarte bine, este manifestarea, acțiunea care a contribuit la relansarea astronomiei românești populare după 1989. Anul acesta, ediția 24-a, s-a desfășurat în două etape. Am avut prima etapă organizată la Runcuston, în județul Dâmbovița, iată locul acesta unde mergem de ceva timp ca să observăm cerul. Mergem cu copiii, mergem cu tinerii, cu cei interesați să învețe cum să observă bolta cerului, ce putem vedea pe cer, primii pași de inițiere în astronomia practică. Avem și câteva imagini de la acest eveniment. În perioada 28 iulie 2 august s-a organizat prima parte a Taberei Perseide 2016. Este vorba de școala de vară de inițiere în astronomie și astrofotografie. La Runcuston au fost prezenți în special tineri, copii și tineri din toată țara. Ne-a surprins numărul mare de solicitări de participanți, mai ales că tabăra nu a fost finanțată, pur și simplu s-au acoperit de către participanți integral cheltuielile și am avut și o contribuție, spuneam, de la Fundația MAME din București pentru cei care au posibilități materiale mai reduse. Rog, colegii, dacă putem să difuzăm primul montaj cu partea întâi a perseidului la Runcuston. Sunt câteva imagini pe care le-am făcut în această tabără. Spuneam tabără de inițiere în astronomie și astrofotografie, pentru că de ce nu, iată, astrofotografia este din ce în ce mai accesibilă. Chiar au fost făcute fotografii cu telefoanele mobile, bineînțeles, la atunci când cerul este mai luminos, și se pot face și capturi prin telescop. La lună, de exemplu, majoritatea participanților au făcut fotografii la lună cu telefonul mobil. Colegii, eu nu am acces să văd, da, cred că acum vedem imagini, da, vedem imagini de la școala de vară de la Runcuston, spuneam, de inițiere în astronomie și astrofotografie. Această zonă relativ apropiată, dar foarte bine situată pe un deal la 850 de metri altitudine, de suficient de departe de orașe încât cerul să ne permită abordarea astronomiei pe timp de noapte. Polarea luminoasă este, dar este mai redusă, afectează partea de sud-est cel mai mult, în rest cerul este acceptabil, este foarte bun, se vede bine Calea Lactee, se văd bine
obiectele cosmice îndepărtate. Deci este un loc propice pentru astfel de activități, plus că aici condițiile sunt foarte bune și de astroclimat, și condiții de cazare, și peisajul absolut fantastic. A continuat tabăra Perseide cu etapa a doua. Am organizat o tabără de astronomie dedicată Perseidelor în locul nostru tradițional, cabana părului Blaga, a Munții Cintrel, pe Valea Frumoasă, o zonă cu cer încă extraordinar de întunecat. Spuneam la un moment dat că am avut acolo o transparență, o magnitudine limită a cerului de plus 7,44 am avut într-una din nopți. Noaptea de 11-12, când a fost maximul acela netradițional, a fost nor. Acolo, ca și în toată țara, a și plouat. Dar în rest am avut cer variabil sau cer perfect senin. Avem câteva imagini din această tabără. Mă rog, sunt câteva imagini, le-am prezentat și ediția de data trecută. Mai sunt și altele, nu am avut timp să le montăm. O să le mai prezentăm edițiile viitoare. Iată, tabăra la cabana părului Blaga, un loc extraordinar de propice observațiilor astronomice, un cer perfect curat. Când este senin, pur și simplu nu te mai regăsește, pierzi efectiv pe cer de atâtea stele și atâta claritate a cerului. Am avut o măsurătoare realizată cu Sky Quality Meter, SQM-ul, undeva la 21.71, deci 21.71. Iată și natura foarte darnică în această zonă, foarte frumos peisajul. A fost o vreme propice, spunem noi, exceptând noaptea aceea de maxim netradițional, care era cea mai interesantă, recunoaștem, când a fost o super activitate a Perseidelor, dar asta nu poți să le ai pe toate. Trebuie să mai rămână și pentru altă dată. Lăsăm imaginile să curgă în continuare și o să luăm colegii să încercăm să luăm un telefon, să încercăm să intrăm în legătură directă prin telefon cu Ciprian Vândevară, de la coordonatorul observatorului astronomii și planetarului din Bârlad, pentru că la Bârlad au fost organizate, ca de obicei, așa cum ne-am învățat și am relatat și în emisiunile noastre trecute, au fost organizate activități pe toată perioada vacanței și am vrea să cunoaștem ce activități au fost organizate, în special tabere, școli de vară, star party și așa mai departe. O să rog colegii să luăm această legătură telefonică cu Ciprian, să ne povestească despre ceea ce a organizat Astroclubul Perseus. Este un astroclub înființat pe lângă Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, unde activează și planetarul și observatorul astronomic. Ciprian Vândevară este foarte, foarte activ, atât pe partea de observații astronomice, chiar și de cercetare. Știți foarte bine, v-am relatat și despre acea descoperire extraordinară, o novă roșie într-o galaxie descoperită de Ciprian, dar organizează și foarte multe activități de educație prin astronomie, de facilitarea accesului publicului și a celor pasionați la cerul de noapte. Pentru aceasta, Ciprian face o deplasare undeva la vreo, cred că undeva la vreo 11 km de Bârlad, în județul Vaslui. Este o rezervație la Bădeana, cred că, da? O să ne spună el, unde am văzut că sunt condiții bune de observare a cerului și el a organizat două evenimente. Vă rog, colegii, să ne anunțe dacă avem legătura telefonică, da? Alo? Alo, bună ziua, domnul Valentin! Bine te-am regăsit, Ciprian, bine ai venit din nou în emisiunea noastră. Iată, am dorit să ne relatezi așa, cât se poate de concret, ce activități ați organizat și în această vară în zona de acțiune a Observatorului Astronomii Planetarului, Astroclubul Perseus, iată, în zona Bârladului. Știu că aveți acolo o zonă, o arie protejată, o rezervație, în care vă deplasați ca să organizați activități și cu observații pe timp de noapte. Te rog să ne povestești despre cele două evenimente, un star party și cred că o tabără ați organizat. Da, într-adevăr, noi perioada verii organizăm în fiecare an mai multe ieșiri la observații astronomice, atât star party-uri cât și tabere de astronomie. Anul acesta am fost în iulie, exact la începutul lunii, 1-3 iulie, într-un star party, în zona rezervației Bădeana, județul Vaslui, comuna Tutova, undeva la 15 km sud de Bârlad, deci aproape de oraș.
În această parte am reușit să surprind și acea poză cu bolidul. Da, da, avem acum imagini, da. Și la final am lăsat acea imagine extraordinar de spectaculoasă. O să vorbim că nu o vom vedea, un bolid foarte slucitor. Cred că eventual, nu știu, în tot cazul nu a fost Perseide, bănuiesc că a fost din alt curent. Nu, din cât am estimat noi, nu a fost Perseide, cred că a fost ceva sporadic, nu avem prea multe cunoștințe exact. Iar a doua ieșire la observație, de fapt, tavora de astronomie se cunoaște cerul. Mă scuz că te întrerup, vreau să mai vorbim puțin, că tot avem imagini de la Star Party. Câte persoane au fost și cum ați avut vremea în perioada evenimentului? În Star Party am fost vreo 15 persoane, pentru care marea majoritate au fost membrii clubului de astronomie, astronomul Perseus. Vremea a fost destul de bună, am avut senin, mai ales în prima noapte, am avut vreme foarte bună. Și, de asemenea, pe lângă cei de la Cubul de Astronomie, au mai participat și alte persoane. Noi mai dăm voie să mai vină cu noi și alți doritori din public, dar care au posibilitatea să vină cu mașina acolo, pe locul nostru de observații, cu mare drag. Da, am văzut că aveți și telescoape, o dotare foarte bună. Da, iată, acum vedem și imaginele acelea pe timp de noapte și, bineînțeles, imaginea aceasta extraordinară, am făcut aici chiar o apropiere cu acest bolid extraordinar de strălucitor pe care l-a surprins și într-un cadru și frumos, pentru că se văd și observatorii cu telescopul acolo. Da, da. Și aici dotarea, iată, o dotare foarte bună cu telescoape. Da, în Starparte am luat și telescopul MID, primul telescop al muzeului Vasile Pârvan, luat în 2006, și Dobsonul de 30 cm care îl luăm cu noi la fiecare ieșire din aceasta în câmp, la observații astronomice, și obișnuim când avem astfel de ieșiri să facem și poze. Pur și simplu las aparatul pe trepied și îl setez să facă automat poze și iată, surprinzător, am reușit să prindem în câmpul imaginii acel bolid. Undeva pe la 2 dimineața s-a întâmplat fenomenul. Da, cred că a avut cel puțin minus 8, minus 10, nu știu, a fost foarte slucitor. Cam așa, mă estimați. Acum vedem imagini de la tabăra pe care ați organizat-o în august. 37 august, tabăra se intitulează Să descoperim, să cunoaștem cerul. Am ajuns la ediția a treia anul acesta. Am avut foarte mulți participanți și atât membrii din cadrul Astroclubului Perseus, dar și alte persoane, fiindcă tabăra la fel a fost deschisă publicului, au putut să vină inclusiv vizitatorii care veneau în mod obișnuit la sediu, la Observatorul Astronomic, au urcat acolo pe deal la noi. Am avut inclusiv grupuri de tineri care au venit din județele limitrofe, din Iași, din Bacău, chiar și din Focșani am avut. Ia, foarte frumos, deci au aflat, s-au mobilizat și au venit în tabără să vadă cerul. Exact, da, care au rămas cu noi o seară, două, cum au putut. Da, văd că ați avut și vreme bună, ați avut și vreme bună, văd. Toate cele patru nopți în care am stat acolo au fost senin, deci am avut cerul extraordinar de bun, am văzut foarte mulți meteori din curentul Perseide. Da, în nopțile respective. Cam vreo 50 de participanți am avut la tabăra destul de mulți. 3-7 august. Da, 50 de participanți, repetăm total, și cu cei care au venit din exterior. Da. Poți acum să ne dai așa o informație despre calitatea cerului. Cam cât avem transparența limită acolo, magnitudinea limită? Undeva spre orizont, spre sud, avem poluare luminoasă totuși de la orașele mai îndepărtate, Galați, Brăila, Tecuci, prin zona respectivă. Dacă condiții atmosferice sunt foarte bune, undeva la zenit ar trebui să avem un 5-6 magnitudine limită. Deci 5,6 sau 6,5? 5 sau chiar magnitudine 6. Nu, părerea mea că depășiți magnitudinea limită 6. Poate chiar spre 6,5 am văzut la zenit, cerul e mult mai bun. Într-adevăr, aveți posibil, la orizont culoare. Da, dar la zenit e cel mai bun. Deci putem să vedem, de exemplu, roiul globular în 13 cu 1 litru.
Da, e clar că atunci transparența este peste 6,5. Da, bănuiesc că activitatea continuă la observator și la planetariu, deci am văzut anunțurile cu organizații seara, întâlniri cu program, da, cu publicul. Da, programul cu publicul, programul la Clubul de Astronomie și de asemenea vrem să mai ieșim într-o parte acum în primul weekend din septembrie, 2-4 septembrie. Da. Tot acolo la Bădeana. Bun, deci telespectatorii și doritorii care vor să ia parte la activități, să consulte pagina aici și pe Facebook, aveți Astro Bârlad și pagina Observatorului și Planetariului pentru a afla programul, că încă mai avem, iată, o perioadă scurtă, dar mai avem puțină vacanță, așa că pot participa. Noi vă dorim succes în continuare și așteptăm și alte informații pe viitor. Cu mare drag, mulțumim frumos, o zi bună. Mai bine, cer senin, sănătate. A fost prin telefon Ciprian Vândevară, coordonatorul Observatorului Astronomic și Planetarului din cadrul Complexului Muzeal Vasile Pârvan, Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad. El este și președintele Astroclubului Perseus. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu alte informații legate de evenimentele organizate în această vară. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Arta de a fi, by psiholog Mihaela Gherca, prezintă un nou seminar, Mindfulness, antidot pentru stres. Mindfulness este o tehnică psihologică care îți poate îmbunătăți calitatea vieții. Învață cum să reduci sau să elimini stresul care ne afectează atât psihic cât și fizic. Luni 5 septembrie, începând cu ora 18, la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu din Târgoviște. Alături de noi vor fi psiholog Mihaela Gherca, realizatorul emisiunii Arta de a fi, și psiholog Ela Blaj din Baia Mare. Locurile sunt limitate. Pentru detalii și înscrieri puteți suna la numărul de telefon 0733 372 284 sau la numărul 0724 826 294. Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat, cu produse din carmangeria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct în studioul Columna TV, vorbim despre evenimente cu caracter educațional și observațional de astronomie organizate în această vară, în special Star Party, școli de vară, tabere și așa mai departe. Suntem acum în legătură directă prin telefon cu domnul Ovidiu Tercu, coordonator al Observatorului Astronomic și Planetariul din Galați, din cazul complexului
muzeal al științelor naturii sau ceva de genul acesta, cred că se numește. Este o activitate foarte intensă în acest loc de mulți ani de zile și am dorit acum să venim în fața dumneavoastră să vă prezentăm ceea ce s-a organizat în această vară, în special două evenimente, o școală de vară și o tabără, care sunt de tradiție deja. Alo? Alo? Bine ai venit în emisiunea noastră, Ovidiu. Bine v-am găsit, bună ziua. Știu că ești după o noapte de observații, azi noapte... După două nopți. Da, da. Așa că ne cere scuze că te-am trezit de la odihnă, știu că astronomii observă noaptea. Nu, m-am trezit din timp. Observatorii, astronomii observă noaptea și dorm ziua. Da. Am vrea să te rugăm, Ovidiu, să ne prezinți despre, în special despre cele două evenimente importante pe care le-ați organizat în cadrul complexului la Galați. Este vorba de școala de vară și de tabăra de astronomie. Așa că te rog, povestește, ne avem și imagini de la tine, noi o să rulăm imaginile pe care le-ai trimis și tu spune-ne povestea acestor activități foarte interesante și utile pentru publicul larg, pentru cei care doresc să-și lălgească orizontul de cunoaștere, să știe despre natură, despre cerul și lumea înconjurătoare, lumea în care trăim. Da, mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea să vorbesc despre aceste lucruri. În fiecare lună iulie organizăm o școală de vară de astronomie intitulată Sugestiv privind cerul. Am ajuns la ediția nouă anul acesta. La fel ca în fiecare an au fost foarte mulți participanți, peste 200 de participanți la această școală de vară de astronomie. De altfel, dotarea Complexului Muzeal de Științe în Natură din Galați ne permite acest lucru. Am o sală mare de conferințe, sală auditorium, dotată modern, care ne permite să ținem conferințe, dar și această școală de vară de astronomie. Foarte mulți participanți, cum mă spuneam, și în primul rând foarte multe lecții de astronomie, de la lecții legate de cer și constelații, instrumente, până la elemente de astrofizică. În aceste cursuri au fost susținute de membrii Astroclubului Călin Popovici, pentru că avem și un club de astronomie care mai mult de 10 ani și care își desfășoară activitatea în cadrul muzeului. Avem mulți dintre cei care erau copii, că încă le mai spun copii, astăzi sunt ori studenți în astronomie și astrofizic, ori doctoranți în toate colțurile lumii. Și atunci când îi prind prin Galați, îi pun să țină un seminar sau să facă diferite prezentări la școala de vară de astronomie. Spre deosebire de alți ani, această școală de vară de astronomie, la fel ca și tabăra, a avut un anumit specific. Toate nopțile au fost senine, deci am făcut observații în fiecare seară. Da, asta e un lucru extraordinar, extraordinar. Da, și la școala de vară, și în tabăra de astronomie a fost senin continuu și toată lumea s-a bucurat de observațiile astronomice. La aproximativ o lună după ce am terminat școala de vară, începutul lunii august, ne-am deplasat ca de obicei în Munții Măcinului, la 30 km sud de Galați, unde am organizat cea de-a 11-a ediție a taberei de astronomie Deep Sky. Cum vă spuneam, toate nopțile au fost senine, dar ceea ce a fost deosebit față de ceilalți ani este prezența multor vizitatori din, nu numai din localitățile limitrofe, din comuna Muncarița și localitățile limitrofe, dar mai ales din orașul Tulcea, care este mult mai departe. În fiecare seară am avut câteva zeci de vizitatori la observațiile astronomice care au stat alături de noi până aproape de miezul nopții. De astfel, tabăra noastră de astronomie este o sală de popularizare și educație prin astronomie. De educație prin astronomie, că alături de mine merg foarte mulți tineri pasionați de astronomie pe care vreau să-i încurajez să meargă spre acest domeniu și mai târziu să devină astronomi profesioniști, așa cum încet am reușit pe alții să ajungă în această direcție. Da, sigur, este, da, mă scuz că te întreb, este într-adevăr un rezultat de care bănuiesc că, na, ca și alții, și tu te bucuri foarte mult, pentru că grație acestor activități, iată, dintre participanți se aleg uneori oameni care ajung să profeseze în domeniu. Profeseze, da. Numai departe, iată, cred că facem așa o destăinuire, chiar Ciprian Vândevară, pe care l-am avut puțin mai devreme la telefon, știu că provine din școala ta de acolo. Da, este gălățean, cu el am pus bazele astroclubului Călimpovi și împreună și cu alți amici și atunci când s-a deschis planetariul și observatorul astronomic Bârlat, de fapt când s-a inaugurat planetariul cu observatorul existat de câțiva ani, am vorbit cu conducerea de atunci și prezentă și actuala muzeului din Bârlat și le-am propus să le dau un om tânăr, pregătit, instruit la
și obișnuit cu la noi și, și obișnuit cu activitățile bineînțeles. Care se desfășoară și ai văzut că activitățile noastre sunt asemănătoare, nu întâmplător. Da, și el a confirmat, nu că lăudăm acum pe Ciprian, dar asta este realitatea, el a confirmat practic încrederea ce a fost acordată și iată, a face o treabă extraordinară la Bârlad și din punct de vedere al promovării și al educației prin astronomie, dar iată și al observațiilor, al cercetării și așa mai departe. Deci rezultatele s-au văzut, ceea ce confirmă faptul că aceste activități sunt extraordinare și au efect pe care uneori nici nu-l anticipăm, un efect atât de mare. Mă refer la cei care aleg să activeze în domeniu, dar și la publicul larg, iată, nu este puțin lucru să... ca tinerii și în special populația, dar ne referim în special la tineri să aibă acces la aceste forme de educație non-formală. Nu se regăsesc în școală, că nu avem astronomie în școală, dar iată, vin să compenseze aceste activități din plin lipsa studiului astronomiei în școală și mai ales când există astfel de instituții cum avem la Galați și unde ai reușit și o dotare extraordinar de bună din punct de vedere al tehnic și al instrumentelor, al telescoapelor și așa mai departe. Da, am încercat să valorificăm această bază materială. Cel mai nou program educațional, dacă este vorbim de programe educaționale, așa cum știți și de pe Facebook, noi avem programe educaționale dedicate tuturor. Când spun tuturor, mă refer inclusiv pentru cei mici, copiii mici de grădiniță, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și, bineînțeles, cel mai nou program educațional este dedicat pregătirii celor care merg la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică. E vorba de pregătirea pentru proba observațională. Chiar în acest moment am doi membri ascultului, Călin Popovici, unul din Galați și unul din Brăila, care vor merge la Olimpiadele Internaționale de Astronomie și cea de-a doua Olimpiadă de Astronomie și Astrofizică. Da, foarte bine. Și vom începe curând din nou pregătirea în această toamnă. Sigur că da, iată, este un loc în care se face educație și se pur și simplu se creează, se formează personalități. Acum avem imagini din tabăra de care vorbeai în Munții Măcinului. La ce distanță de orașe se află această tabără, acest loc? Aproximativ 30 km sud de Galați. De Galați. Deci cerul este relativ bun, vedem aici, că e un cer destul de bun. Da. Un cer destul de bun, pentru că pe nord rămân orașele Galați și Brăila și localitățile din Muntenia, de pe Dunăre. Dar în sud, unde se fac majoritatea observațiilor astronomice, așa cum știm cu toții, cerul este bun pentru observații deep sky și pentru educație. Că, până la urmă, noi mergem acolo să popularizăm astronomia în zonă. Cum spuneam, anul acesta au fost foarte mulți participanți din localitățile limitrofe, dar mai ales din orașul Turcia, foarte mulți, în fiecare seară. Și a fost un adevărat muzeu în aer liber. Deci m-am simțit ca acasă, ca la muzeu. Da, și chiar. În fiecare seară la muzeu fac popularizare. La observator, am avut observatorul cu mine acolo, nu? Da, bineînțeles, și mai ales această dotare de excelență, vedem aceste telescoape mari, uriașe, pur și simplu, este mare lucru. Ne gândim, Ovidiu, ce însemna acum 20, 20 și ceva de ani să ai un telescop, multe făcute acasă, făcute de către observatori, de către astronomii amatori, iată acum telescoape performante la îndemână. Da, asta e o consecință a dezvoltării tehnologiei. Telescoapele au devenit accesibile tuturor, au devenit și mai ieftine. Exact. Toți finanțările, accesul la finanțare este altul astăzi. Bineînțeles. Decât în urmă cu mulți ani. Sunt fonduri europene, pentru că noi, așa cum știi și cei care nu știu o să afle acum, dotarea observatorului este astronomii din Galați este făcută în mare parte din fonduri europene și sponsorizări a unor firme din Galați și când spun sponsorizări sublinez pentru că suma totală este destul de consistentă. Cu suma respectivă poți dotezi un observator fără nicio problemă. Observatorul astronomic este în valoare de aproximativ 100.000 de euro și asta înseamnă că este cel mai dotat observator din România. Da. Și știu ce spune. Știu când fac această afirmație. Sunt foarte Da, sigur că da, știm ce se întâmplă acolo. Nu numai că avem foarte multe telescope, avem foarte multe lucruri care nu se văd, accesoriile, camere, exact, da. Filtre, etc. Foarte multe accesori. Da. O gamă largă. Ce să zicem, îți dorim succes în continuare, știu că vor continua activitățile și continui să faci astfel de activități la Galați și bineînțeles vor mai veni și alte evenimente chiar astronomice, dar programul este unul permanent, deci publicul are acces la program liber, da? Ai subliniat foarte bine, vale spre deschidere de alte observatoare publice în România, care sunt deschise publicului o dată pe săptămână când cerul este senin sau o dată pe lună sau de câteva ori pe lună,
La Galați, Observatorul Astronomic este deschis publicului de marți până sâmbătă. Deci, da. 5 zile pe săptămână, dacă cerul este senin, cei interesați pot veni să observe cerul alături de noi. Da, sigur că da, iată frumoase activități la Galați. Mulțumim mult pentru relatări. Deci, stimați telespectatori, aveți ușile deschise și ferestre deschise către Univers la Observatorul și Planetarul din Galați. Mulțumesc pentru relatare, Ovidiu. Vă dorim succes în continuare. Avem un nou spectacol de planetare pe care l-am promovat și premiera lui a avut loc chiar în noaptea de Perseide. Noaptea Perseidilor, planetoia a funcționat. Și cu această ocazie a avut loc premierea unui nou spectacol de planetar intitulat sugestiv Călătorie spre Internet. Da, iată, deci, stimați telespectatori, puteți să mergeți la planetariul din Galați pentru că aveți ce vedea. Vă așteaptă acolo Ovidiu Tercu. Mulțumim pentru relatări, succes în continuare, la revedere! A fost prin telefon Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului Astronomic și al Planetariului din Galați. Iată, merge mai departe pentru că timpul trece foarte repede. Colegii mă anunță că timpul se scurge foarte repede și mai avem încă o intervenție. O să log colegii să luăm urgent legătura cu Laurențiu Păiuș. Și Laurențiu, care a fost și în SAR prin taberele Perseide, a avut inițiativa, am văzut-o încă de acum un an, acum doi ani, cred că l-am avut și în emisiune invitat, cu astronomia de trotuar, cu acele activități astronomice făcute numai propriu la Vâlcea. Acum, iată, am ființat Astroclubul Vâlcea, este președintele Astroclubului Vâlcea și am văzut foarte multe activități pe care le-a organizat anul acesta și în special pe perioada verii. Ne-a trimis foarte multe imagini, vreo 200 de imagini. Noi am făcut așa o selecție, o să rog colegii să difuzăm imaginile cât se poate de repede, așa că așteptăm legătura telefonică pentru a afla de la Laurențiu Păiuș ce activități se organizează în Vâlcea și cum de reușește să strângă atât de mulți oameni, pentru că o să vedeți în imagini, sunt sute de oameni, sute de participanți care vin la activitățile organizate de Astroclubul Vâlcea. Atât în școli, am văzut că Laurențiu ține foarte multe prezentări, așa cum ați văzut că fac și alte astrocluburi sau instituții, cum face Sisarul și așa mai departe, ține multe prezentări în școli, în licee probabil, dar iată și în spații publice. Și suntem curioși să aflăm ce astfel de evenimente au organizat. Să înțeleg colegii că avem legătura telefonică, ia să vedem. Da, deci avem legătura telefonică, alo? Da, alo? Bună ziua, Laurențiu! Bine ai venit în emisiunea noastră! Iată, am vrea să ne relatezi cât poți tu de succint despre activitățile pe care le organizați acolo la Vâlcea. Ai mai fost invitat în emisiunea noastră, că încă nu era înființat Astroclubul Vâlcea. Așa că te rog să ne povestești. Ne-ai trimis și imagini, o să încercăm să punem și cât putem de multe din imaginile respective, așa că haideți să vedem ce se organizează la Vâlcea. Da, mulțumesc pentru o nouă invitație în cadrul de emisiunea noastră. Momentan, Astroclubul nostru desfășoară două proiecte. Unul se numește Astronomie pe trotuar Râmnicu Vâlcea și cel de-al doilea se numește Universul văzut prin telescop. Universul văzut prin telescop se adresează elevilor din județul Vâlcea. Astronomie pe trotuar în Vâlcea se adresează tuturor celor care sunt prezenți la un anumit moment pe trotuar, în zona în care ne aflăm noi, în orașul Râmnicu Vâlcea. Astronomie pe trotuar în Râmnicu Vâlcea a început încă înainte de a înființa Asociația Astroclubul Vâlcea. Iar cel de-al doilea proiect, Universul văzut prin telescop, a început în luna ianuarie, exact în luna în care s-a înființat și asociația noastră. Deci în ianuarie anul acesta a dobândit personalitate juridică, da? Da, da. Da, perfect. Da, bun, povestește-ne, rog colegii să difuzăm așa montajele în continuare, povestește-ne cum îți desfășoară activitatea, cum vă desfășoară activitatea, văd foarte multe, cred că mergeți prin mai multe școli, licee, văd foarte mulți tineri aici la aceste activități. Da, da. Deci în proiectul Universul văzut prin telescop colaborăm cu Biblioteca Județeană Antimi Vireanu Vâlcea, secția periodice legislație. Și prin intermediul acestei secții, noi mergem în școlile din județul Vâlcea
și le oferim elevilor șansa să privească celul prins un telescop astronomic. Mai întâi avem o parte în care le prezentăm le facem o scurtă prezentare pe teme astronomice, după care mergem în curtea școlii și le arătăm cum se vede soarele prin telescopul astronomic. Da, am avut ocazia de vreo două ori să mergem și mai târziu, pentru că noi facem asta în timpul zilei și elevii pot să vadă doar soarele. Dar de două s-a întâmplat să mergem și mai pe seară și au putut să vadă și luna. Și luna este senzațională. Da. Adică, bineînțeles. Luna este mare atracție pe care poți să o arăți prin telescop. Fenomenale când au văzut cum arată luna prin telescop. Da, exact. Luna este foarte atractivă și impresionantă pentru toți, nu numai pentru tine și copii, ci pentru toată lumea. Câți membri sunteți? Cum vă organizați acolo la Vâlcea? Cum faceți activitățile? Tu ești profesor? Ești în sistem de învățământ sau? Nu sunt profesor. Fac asta doar din pasiune. Suntem trei membri fondatori. Eu, Bogdan Mihalcea și Evan, plus membri simpli care ne ajută cu proiectele pe care le desfășurăm. Și noi suntem cei care, adică suntem câțiva membri, nu suntem foarte mulți, care ne implicăm în toate aceste proiecte pe care le desfășurăm. Da, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Bănuiesc că acum, făcând aceste promovări și trecând prin fața telescopului sute de tineri, probabil că se va mai lărgi și componența astroclubului și poate veți atrage și membrii noi care eventual să se implice în astfel de activități educaționale absolut utile pentru societatea românească, pentru a contribui la educarea tinerei generații, la alărgirea orizontului de cunoaștere și, bineînțeles, pentru a ști lumea înconjurătoare că astronomia, într-adevăr, a devenit o preocupare din ce în ce mai la îndemână și în România, dar încă suntem destul de departe cu ceea ce ar trebui să fie de fapt. Este un gol destul de mare. Marea problemă acum fiind, bineînțeles, polara luminoasă, cum ai spus și tu, dacă mai ieșiți mai pe seară, poți să arăți luna, poți să arăți eventual planetele. Din păcate, nu se mai văd stelele așa cum trebuie să se vadă, nici Calea Lactee din oraș, și suntem nevoiți să mergem mult mai departe, ceea ce este mai greu să aduce atât de multă lume, sute de tineri să vină undeva la 10 de kilometri distanță. Aici e o problemă din cauza polării luminoase. Poate mai colaborăm și cu autoritățile astea ca să înțeleagă și ele că polarea luminoasă nu produce decât rău și nu face bine și nu aduce niciun avantaj. Da. Da, iată, avem și activități pe tine. Viitor apropiat să se întâmple ceva în acest sens. Da. Bine, Laurențiu, ce să zic, mulțumim pentru aceste relatări, pentru imagine trimise, vă dorim succes în continuare și vă așteptăm cu noi informații din activitatea pe care o desfășurați și, ce să zic, cer senin. Mulțumim la fel. Numai bine. A fost prin telefon Laurențiu Păiuș, președintele Astroclubului Vâlcea, recent înființat anul acesta. Foarte multe activități, ați văzut acolo sute de participanți, în special tineri, copii. Felicitări pentru aceste activități și succes în continuare. Acum, iată, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Vreau să vă vorbesc, că mi-au pus colegii aici pe plasmă. Avem, iată, proiecția cerului în această seară. Pentru că în această seară vom avea o conjuncție foarte interesantă. O să încerc aici să ne dăm puțin înapoi. Să vedem, iată, ne ducem la vest. Avem aici... Vom avea o conjuncție foarte interesantă. Venus și Jupiter, ați văzut mai devreme, se vedeau ca un singur punct. Ia, să rog colegii, ia să vedem, deci eu trebuie să mă dau mai așa, da? Iată, avem planetele Jupiter și Venus. Ele sunt foarte apropiate, dacă mișorăm câmpul, cam acesta ar fi un câmp de vedere, imediat după apusul soarelui, încă soarele este aici, recunoaștem, încă este pe bolt, haideți să vedem cam acum apune soarele. Vedeți destul de jos, dar planetele Jupiter și Venus sunt foarte, foarte apropiate, o conjuncție foarte strânsă. Vedeți, parcă ar fi un singur punct luminos pe cer,
Sunt mai rare cazurile acestea. Am mai văzut în trecut, din fericire, chiar pe un cer mai negru, da? Acum, din păcate, se vede doar pe cerul acesta foarte luminos al crepuscului, dar avem ocazia în această seară, deci va fi această conjuncție foarte strânsă, efectiv, în această seară. Vedeți cum va fi mâine seară. Mâine seară vedeți că se mai îndepărtează. Iată, Jupiter trece în partea cealaltă. Haideți să vedem cum a fost și cum o să mai fie după aceea. Ia să vedem înapoi. Iată, așa a fost aseară, așa va fi în seara aceasta, așa va fi mâine seară. Deci, vedeți, aici o apropiere foarte mare dintre cele două planete, o conjuncție foarte strânsă. Încercați în această seară să găsiți un orizont liber la vest, ca să puteți vedea această conjuncție. Practic, cele două corpuri cerești foarte importante, cele două planete, vor intra într-un singur câmp de telescop. Puteți face și fotografii să ne le trimiteți sau să ne spuneți dacă le-ați văzut. Acum aș dori să punem un filmuleț. Este, după cum spuneam, în tabăra de la, din Cindrel, de la cabana Părâul Blaga, tabăra Perseide. Am avut și nopți senine, exceptând noaptea aceea de 11-12, dar noaptea a doua, cu maximum acela tradițional, a fost senină și vedem partea plină a paharului din nou. Expuneam cu aparatul foto înspre nord. Din păcate, n-a intrat în câmpul aparatului, a trecut la o distanță foarte mică, de mai puțin de un grad, cred, deci e distanță foarte mică în afara câmpului de observare, un bolid de minus 8 Perseide, cel mai strălucitor bolid pe care l-am văzut de această campanie. El a rasat o urmă luminoasă care s-a văzut peste un minut cu ochiul liber, după care pe aparatul foto captura a rezistat urma cam 15 minute. Am făcut un astfel de montaj, deci o să rog colegii montajul numărul 2, dacă se poate să-l punem, să vedeți cum a evoluat această urmă luminoasă. Prima dată o să vă prezint imaginea de ansamblu. Practic am expus cu un obiectiv cu o focală de 28 de mm, deci destul de larg. Vedeți urma luminoasă. Aici este undeva cam la un minut și ceva, două minute după ce a trecut bolidul. Iată, vedeți cum urma luminoasă începe să se disperseze. După care avem 31 de expuneri și vedeți cum în timp urma luminoasă s-a împrăștiat în atmosferă. A fost vizibilă pe captura foto, deci 15 minute, destul de mult. A avut și o culoare mai roșiatică și vedeți cum încet încet s-a împrăștiat acolo unde a fost explozia mai mare. Bolidul spunea că a fost de minus 8 estimat de noi. L-au văzut și alții, nu l-am văzut numai eu, cei care erau la observație l-au văzut. Acolo unde a fost explozia mai mare, vedeți, mai persistă urma luminoasă, se vede mai intensă. Și a mai avut încă un bolid în acea noapte, spre dimineață, nu mai avem timp acum să vă prezentăm, a fost un bolid de minus 6, mă rog, urma nu a fost atât de insistentă, de pronunțată, dar s-a văzut și acea urmă luminoasă prin aparatul de fotografie, captură vreo 2-3 minute, o să vă prezentăm într-o altă ediție. Cam acesta a fost emisiunea noastră. Știu că încă mai avem vacanță, așa că se anunță și vremea foarte bună. Vă adresăm invitația să ieșiți să observați cerul în perioada următoare. Nu avem nici luna pe cer, sau luna va începe să apară săptămâna viitoare, destul de subțire și apune repede, deci puteți să ieșiți să observați cerul, să ieșiți și în afara orașelor, cerul este absolut spectaculos și nu ratați conjuncția din această seară dintre Venus și Jupiter. În continuare vă las să urmăriți un montaj pe care realizat cu imagini pe care Caspar Ter Kuijle din Olanda, prietenul nostru din Olanda, le-a realizat în insula La Palma, în arhipelagul Canare, a făcut deplasarea specială aici ca să prindă maximul curentului de meteor Perseide, acel maxim netradițional și spectaculos, care, iată, s-a adeverit și a avut loc. Sunt imagini deosebite captate la observatoarele astronomice. Sunt Valentin Grigore, numele colegilor mei din platou și din emisie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Emisiunea se difuzează în reluare luni de la ora 23. Nu uitați să priviți cerul oriunde vă veți afla. La revedere!